Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Mulțumim pentru prezență. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. La punctul numărul 1, proiectul hotărârii privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local Faricea și a membrului supliant în Comisia de Evaluare a Probei de Interviu în cadrul cursului pentru ocuparea funcției de director adjunct al Liceului Tehnologic George Tatucea Carnicicov, Faricea, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. Punctul 2, diverse. Să punem la vot ordinea de zi pe ziua de astăzi. Mulțumim. Constatăm majoritatea votanților pentru. Dăm cuvântul în primar, în punctul numărul 1. Proiectul hotărârii privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Faricea și a membrului supliant în Comisia de Evaluare a Probei de Interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct al Liceului Tehnologic George Tatucea Carnicicov Faricea, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. La Institutul Școlar, am solicitat domnul reprezentant și un supliant pentru proba de interviu a directorului. Deci, procedura mai fost făcută odată, să supunem la vot, adică să propunem membrii suplianți care vor să propună pe cine primiți. Și n-aș avea eu o propunere. Adică două propuneri, trebuie și reprezentat. Da, păi m-am gândit la doamna Putunariu Corinan și ca supleant doamna Creangă Andreea. Supunem la vot. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva? Mulțumim, doamna Domnul. Împotriva sau? Împotriva, da? Întrebări putem să adresăm tema asta, subiectul ăsta? Da? Cine e adjunct din prie și cine e director prie? Nu, mai întâi spuneți-ne cu ce note au trecut. Deci, notele ce știu mai... Am înțeles că Alina Tătaru a luat 8 și Gheț Marian 8.40. Răspunsul, dați și întrebări și răspunsul și tot. Foarte frumos. Când se termină? Dar nu știți dumneavoastră că au avut răspunsul de dat. Când se termină mafia asta, cu învățământul ăsta de aici? Că aici e o jar totală deja. Păi asta vine acum de joi ca să termin cu toată prostia în jocul la Părinția. Să terminați când? Să terminați atunci la ce vă referiți. Așa, v-ați spus toate unii din toate școlile, v-ați spus... Puteți să spuneți mie care vot am pus eu? Nu știu. Și ați făcut toate demersurile astea ca să nu fie lungă, doar ca să vină un om care nu știu ce poate să facă mai mult. Care demersuri? Dar dați foarte concret. Deci vorbiți, dați foarte concret ca să nu fie lungă. Ce-am făcut-o să fie lungă? Nu l-am lăsat eu să duc la concurs și am făcut el. De ce vine și m-a dat niște fostituri astea care... Tot să spunea în toată comuna să știa clar în toate școlile că domnul Cheț este susținut de dumneavoastră și să ducă acolo și dumneavoastră face, dumneavoastră trebuie. Și au trebuit să mai trebuie. Susținut de mine. Adică eu n-am dreptul ca să spun, da, domnule, aș fi de acord cu o persoană. Dar eu n-am dreptul ăsta, numai voi aveți dreptul ăsta? Voi care? Dumneavoastră, de exemplu. Dar eu? Ce? Și atunci? Nu am să duc omul la testare și-o dat testarea corectă și-o dat nota. O mers de aici cineva și-o dat un 2, care iarăși nu era dreptățit să-i dea lui 2. De ce? De ce asta au considerat omul dacă el atâta au răspuns de 2? Cum se dea mai mult? Nu? De ce n-am... Trebuia să mergi acolo, să vedeți acolo ce se întâmplă. Că aveți dreptul, că e publică ședința. Numai cât acuzați pe toată lumea și ne acuzați degeaba, să știți. Mi-a acuzat degeaba. Pentru că pe domnul Lungu eu nu nici nu am făcut. Deci, eu nu l-am dus niciodată. Deci nu am fost creștin că suntem în conflict, da? Că suntem tot timpul, ne certăm, nu ne încercăm. Nu m-am dus eu ca reprezentant. Eu nu am vorbit cu el, nici nu vorbesc cu el. Nu l-am pus eu nu să duc la concurs. Care e problema mea? Unde, arătați-mi care este vina mea. Deci nu putem, deci noi nu putem să facem toți, deci noi nu putem să facem toți cum vreți dumneavoastră, strig, cum vreți dumneavoastră. Dar eu nu vreau cum vreau. Deci noi trebuie să funcționăm, noi trebuie să funcționăm aici cu majoritatea. Dacă este majoritatea de toate astea, ce să facem? Asta e. Așa, e să faceți. Mulțumim. Mulțumim la diverse, dacă cineva să scrie.
Domnul Amir, vrea să iei în de păcate, au început războiul azi de mâine. Să nu avem o formă de a informa populația cască. Încerc și la anunțați? Da. Este, sunt da. Serenă. Avem serenă. Da. Da, este stare de funcționare. Da. 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 Aș avea o întrebare pentru domnul. Noi aici desemnăm reprezentant din Consiliul Local. Deci nu, scrie clar, reprezentant Consiliului Local. Deci Consiliul Local trimite un reprezentant. Deci Consiliul Local nu poate trimite pe mine ca primar sau o altă persoană. Deci nu spune obligatoriu că să fie consilier local. Deci nu spune un consilier local din Consiliul Local. Reprezentantul Consiliului Local. Da. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, mulțumim pentru ședință. Mulțumim, dar ședința închisă, data de 24 la 2020.